Ia uite-mi. Doamna Lavinia! Doamna Lavinia! Bună ziua, numai puțin vă rugăm! Pe ulițele din Lelești este deja forfotă. Recenzorii au plecat în teren și continuă procesul de recensământ din poartă în poartă. Gospodăria acceptă interviu față în față, da. Capul gospodăriei. Drăgan Marius Vasile. CNP-ul. Interviul durează mai puțin de o jumătate de oră. Astăzi am primit tabletele, deja am ieșit la perioada a doua pentru recensământ, pentru persoanele care nu s-au autorecenzat în prima etapă. Trebuie să ne logăm la fiecare gospodărie, să luăm informația necesară pentru a o transmite mai departe. Nu am reușit și acum am așteptat să vină recenzorul acasă. Întrebările complicate, cum vi se pare, durează? Durează oricum ca să răspundem la toate întrebările, dar sper să ne descurcăm cu succes. În comună, la ultimul recensământ au fost peste 1700 de localnici. Pentru că mulți sunt oameni în vârstă și nu au internet sau calculatoare, au fost ajutați de funcționarii de la primărie să se autorecenzeze. Am încercat să facem cât de mult am reușit în mediul rural, prin a pune la dispoziție oamenilor chiar și mijloc de transport pentru a veni la primărie pentru cei care au dorit să se autorecenzeze și nu se descurcau. Și în principiu chiar am reușit să facem destul de mult. De astăzi o să înceapă și recenzarea face-to-face din casă în casă și sperăm să o terminăm chiar înainte de termen. Recenzorii vor avea mai mult de muncă în teren. Cei de la statistică au constatat că 20.000 de formulare online au fost greșite. Aproximativ 20.000 de formulare au fost înregistrate greșit, adică oamenii ori nu au dat datele complete, ori nu au recenzat toți oamenii care, sau toate persoanele care sunt în gospodărie, au dat date incomplete despre locuință sau efectiv nu au recenzat locuința. În Gorj, până acum, peste 180.000 de gorjeni s-au autorecenzat, cei mai mulți în mediul rural.